Sute de alergători de toate vârstele au luat startul la crosul Ziua Olimpică ediția 2023 în parcul Constantin Poroineanu. A fost distracție mare, iar la linia de start s-au așezat alergători de la 5 ani până la 72 de ani, de la sportivi de performanță la amatori. La această competiție au participat 296 de sportivi din tot județul, sportivi legitimați și nelegitimați. Au fost elevi din școlile municipiului Caracal și din județ. Au fost elevi de la școala gimnazială Mihai Eminescu din Corabia, școala gimnazială din Izbicentia Mare, Drăgănești, Olt. Ca în fiecare an, Academia Olimpică, în colaborare cu Clubul Școlar Sportiv Caracal și Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, au organizat crosul ce aduce în prim plan dorința și nevoia de mișcare. Acest eveniment a constat într-un cross care a promovat mișcarea, exercițiul fizic. Noi trebuie să facem mișcare pentru a fi sănătoși. Aceasta este deviza acestui eveniment sportiv. Alexia, spui și mie dacă tu faci sport zi de zi? Da. Îți place să alergi? Da. Dar ce știi tu că înseamnă sportul? Înseamnă un sport care te face să slăbești, care... Să fii sănătos? Să fii sănătos, să fii frumos, slab. Pentru copiii care deja practică un sport de performanță, crossul a fost o distracție în parc alături de colegii lor. De altfel și vremea a fost minunată. Cum ți s-a părut cursa asta? Destul de ușoară. De când faci sport de performanță și ce înseamnă pentru tine sport? Fac de 9 ani sport de performanță și înseamnă totul pentru mine. Totul, mai exact? Tot ce prinde viața mea, nu știu. Au luat startul și militarii portughezi, pentru care astfel de activități sportive fac parte din viața lor de zi cu zi. This is a wonderful competition with the Portuguese people that are here. It is an honor to participate. We love this kind of competition and exercise and spirit. On our part, we wish a very good luck to every participant, to every player. Ziua Olimpică a fost organizată de-a lungul anilor în Slatina sau Balș, iar de 5 ani crossul este susținut la Caracal. La final, cei mai buni alergători au urcat pe podium și au fost răsplătiți cu diplome, medalii și cupe.